în direct. Vreau să mă lămuriți. Pericolul pentru cei care au fost în piață, pe baza informațiilor pe care le-ați solicitat, am înțeles că ați cerut, de unde au fost luate aceste gaze, ce stocuri de gaze au fost folosite, corect? Da, da. Deci noi am solicitat datele exact despre ce substanță s-a folosit, am solicitat în scris de la jandarmerie și ni s-a trimis în scris care este substanța, care este CS-ul. Am vorbit inclusiv să obținem informații suplimentare de la cei de la care s-a cumpărat substanța, care o parte este din Germania și cu origine inclusiv din Franța și o parte din România. Și am obținut inclusiv certificate de conformitate, ca să fim siguri că nu există absolut nimic care să ne îngrijorească că ceva nu știm sau o substanță nu știm de ea. După care, normal, am pus mâna pe telefon și am întrebat unii care au experiența mult mai mare decât noi și care s-au confruntat cu astfel de situații și au avut persoane expuse în spitalele lor în Statele Unite. Și am discutat cu ei și ei ne-au zis același lucru. Au zis, de regulă, efectele sunt imediate, de scurtă durată. Este posibil unele persoane să aibă efecte cu câteva zile mai mult, care să le afecteze, să le irite căile respiratorii, să le irite pielea, ochii. Dar, de regulă, aici nu avem efecte de termen lung. Sunt foarte rare. Foarte rare înseamnă că nu se exclude, dar asta înseamnă că nu persoanele care sunt în piață, toți vor avea aceste efecte. Posibil că o persoană care are o boală de bază, astfel broncic, alte probleme, boala ei să se exacerbeze, să se agraveze. Asta este posibil. Dar nu în masă și nu în efect, cum ziceți dumneavoastră, în care toate persoanele deja sunt expuse unor modificări de ADN și substanțe carcinogene și așa mai departe. Eu vreau să știu câți oameni au venit în urma acestei campanii. Ieri vorbeați despre cel puțin 5 care se prezentaseră la camerele de urgențe la spitale. Ieri, cel puțin ieri, din ce știu, vreo 50 într-un singur spital. Iar astăzi, până la ora 14, colegii mi-au comunicat un număr de 16 persoane. Gândiți-vă că au fost și unii care au venit la ora 5 dimineața, ca să se prezinte pentru a fi consultați. Normal, toată lumea a fost consultată, mulți s-au făcut și analize de toxicologie din informațiile care le am. Aceste analize n-au demonstrat ceva anormal în sânge, dar astea sunt informațiile care le am până acum. Iar eu am încredere în medicii care lucrează în acest domeniu, normal. Fie că sunt colegii de la urgență, fie că sunt de la toxicologie. Eu nu cunosc vreun medic sau alte specialități, pentru că și doamna doctor văd că este cu dumneavoastră și partea de oftalmologie este implicată. Eu nu cred că este vreun medic care îl permite jurământul lui și deontologia lui să nege ceva care există sau să zică că ceva există când acesta nu există. Deci, normal că suveran în decizia asupra diagnosticului și problemelor care pot să le aibă pacienții sau persoanele care se prezintă, este medicul care îi vede. Medic care are, bineînțeles, și responsabilitatea sa și trebuie să respecte toate aspectele deontologice și să vină exact cu ce medicina îl dictează să facă. Asta este cel mai important. Eu mă întreb dacă ne trebuie și un control psihiatric pentru cei care în continuare susțin că ceea ce s-a întâmplat acolo poate avea efecte pe termen lung, dacă ai inhalat gazul, adică să sperii populația. Voit e partea unei manipulări în mod evident, pentru că nu poți să induci ideea că o să moară în chinuri oamenii decât dacă urmărești un scop. Ce? Aici n-am să comentez și aici, într-adevăr, aceste informații pot să inducă o psihoză în masă. Problema care pe noi, ca sector de urgență, și astăzi am insistat mult asupra ei, această echidistanță și interesul în primul rând față de pacient, este pentru că orice mod de lucru pe astfel de dezinformări poate să facă oamenii să piardă total încrederea în sistemul de urgență care îi deservește într-o țară întreagă. În momentul în care populația își pierde încrederea în acest sector, vom avea foarte mari probleme când avem situații reale de urgență, situații gen inclusiv cu tremuri sau tot, să gestionăm aceste situații. Pentru că populația va fi întotdeauna neîncrezătoare, va fi întotdeauna cu un semn de întrebare și va fi întotdeauna cu semnul cel mai mare de întrebare. Oare acest sistem lucrează pentru mine sau împotriva mea? Deci sistemul de urgență a existat astăzi și în comunicat și când am vorbit peste tot,
Este un sistem de la cap până la coadă care trebuie să fie total echidistant și care să aibă un singur scop, de servirea persoanei care are nevoie de el. Că vorbim de pompieri, că vorbim de aviație, că vorbim de smurt, că vorbim de orice componentă al acestui sistem.